Domnule Cioloș, pentru că suntem la Parlamentul European, dumneavoastră sunteți liderul celui de-al treilea grup al Parlamentului European. Spuneți-ne, vă rog, că s-a discutat astăzi și zilele acestea la Strasbourg despre cadrul financiar multianual, deci bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene 2021-2027. Spuneți-ne ce așteptări aveți de la acest buget, care este poziția dumneavoastră și a Parlamentului European în contrapartidă cu ce s-a propus de la Comisie și cu ce s-a propus de către fosta președinție a Consiliului Uniunii Europene finlandeză și care sunt discuțiile în momentul de față? În primul rând, bugetul acesta trebuie să fie un buget european din punctul nostru de vedere și nu doar o târguială între statele membre. Deci asta înseamnă că el trebuie să acopere prioritățile pe care le-am stabilit împreună cu Comisia și cu Consiliul la nivel european. Știți că a venit pe agenda acest pact verde, transformarea digitală, ambele obiective vor presupune investiții în anii care vin și aceste investiții trebuie să fie clar acoperite de buget. În același timp avem politica agricolă comună și politica de coeziune care iar sunt importante să poată să fie finanțate și să aibă și posibilitatea de a se moderniza aceste politici pentru a fi în fază cu aceste noi obiective. Pentru Parlamentul European mai e un obiectiv foarte important și va fi, să zic, un obiectiv sine qua non, fără de care foarte probabil nu va fi o majoritate în Parlament pentru a susține bugetul, și anume resursele proprii. În momentul de față, bugetul european e constituit din contribuții ale statelor membre. Și vedeți, la fiecare 7 ani avem târguiala asta, fiecare stat membru cât contribuie, cât să ia înapoi. E o împărțeală din asta între statele membre și nu vorbim de obiective europene, în primul rând. Parlamentul European cere să fie contribuții proprii și anume din anumite taxe care sunt colectate la scară europeană, banii să se ducă direct în bugetul european fără să mai treacă prin statele membre. Și sunt astfel de câteva taxe despre care se vorbește. Va fi o taxă pe plastic. Toate statele membre trebuie să recicleze plasticul pentru că altfel poluează în natură și invers proporțional cu cantitatea de plastic reciclată, în statele membre respective vor trebui să se plătească anumite taxe. Noi cerem ca acești bani să vină direct în bugetul european ca să putem finanța măsuri din Pactul Verde, de exemplu. Deci se vor pune taxe noi asupra cetățenilor? Astea sunt taxe care oricum sunt decise deja. Sunt deja decise, doar noi vrem să dirijăm banii la nivel european ca să-i folosim pentru aceste obiective. Sau, eu știu, taxă de carbon la frontiera Uniunii Europene. Produsele care vor veni din afara Uniunii Europene și care au fost realizate cu emisii de carbon importante care nu respectă normele europene, vor fi taxate la frontieră și la fel banii aceia cerem să vină direct în bugetul european. Și apoi mai e un element care pentru grupul nostru e foarte important și anume statele membre care a căror guverne nu respectă statul de drept sau atacă justiția, să fie penalizate legate de fondurile europene, tocmai pentru a le aduce pe calea cea dreaptă. Pentru că nu poți în Uniunea Europeană să ai pretenția să ai acces la avantaje, dar să nu respecti regulile comune. O să piardă fermierii români bani din politica agricolă comună, din plățile directe și din PNDR, ne interesează din cauza acestui Green Deal sau... Nu, deci nu, n-are, Green Deal-ul nu are legătură cu nivelul bugetului. Ceea ce și eu susțin că a fost comisar agricultură și acum lider de grup și membru al Comisiei de Agricultură, este că Green Deal-ul, Pactul Verde, nu trebuie să afecteze bugetul politicii agricole comune, nivelul bugetului, ci dimpotrivă, trebuie să ajute fermierii ca prin investiții, prin adaptarea la tehnologii noi de cultură, să aibă un impact redus asupra mediului sau chiar să aibă un impact pozitiv asupra biodiversității, calității apei, aerului. Așa cum am negociat reforma politicii agricole comune când am fost comisar, când subvențiile au început să crească pentru agricultori români, pentru că de atunci au început să crească subvențiile de la an la an, pe aceeași logică va continua și reforma pe care avem acum pe masă. Deci pentru România, pentru fermierii români, nu doar că subvențiile nu vor scădea, ci subvențiile vor crește. Acolo unde există un risc să fie o problemă e pe banii pentru dezvoltare rurală, unde ceea ce comisarul care tocmai și-a terminat mandatul pe agricultură a propus,
datorită ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, va fi o reducere generală a bugetului și atunci și bugetul României pe dezvoltare rurală va fi afectat așa cum stau lucrurile acum. Dar pentru subvenții, așa cum e propunerea acum pe masă și cum noi vom susține în Parlament, subvențiile trebuie în continuare să crească pentru România. Ce așteptări aveți de la președintele Iohannis, pentru că merge peste săptămână la Consiliul Extraordinar, Consiliul European Extraordinar, unde o să discute despre cadrul financiar multianual? Păi exact ceea ce și președintele a spus și știu că are în vedere, și anume să se asigure că politica de coeziune, politica agricolă comună sunt suficient finanțate pentru ca România nu doar să nu piardă, dar să câștige bani, pentru că așa cum e propunerea actuală pe masă, România ar câștiga și din politica de coeziune și din politica agricolă comună mai mulți bani. Și apoi trebuie să ne asigurăm că România poate să folosească banii aceștia și pentru a finanța infrastructură, pentru că e important să continuăm să finanțăm autostrăzi, dar și rețelele de transport de gaze și de interconectare a României la rețeaua europeană. Și aici există riscul să fie anumite restricții cu pactul verde și deci trebuie să ne asigurăm că România poate să folosească în continuare banii ăștia ca să-și financeze prioritățile, dar în același timp ce mi se pare important dincolo de bugetul acesta european e ca România să aibă acces și la acel fond de tranziție pentru o tranziție justă care e legat direct de pactul verde și asta presupune nu doar o bună negociere din partea președintului Iohannis, ci mai ales o bună pregătire din partea guvernului a unui plan de acțiune care să arate felul în care România intenționează să folosească acești bani. Guvern care este interimar în momentul de față. Guvern care e interimar și ăsta e un motiv în plus și am tot spus public de ce avem nevoie de alegeri anticipate pentru a avea claritate, predictibilitate și stabilitate în modul de a guverna și în majoritatea parlamentară. Stabilitatea nu e, cum zice PSD-ul, lăsați-i pe ăștia să guverneze, că îi pilotăm noi din Parlament. Asta nu e stabilitate. România e în instabilitate de mai bine de 3 ani de zile. Și tocmai alegerile anticipate ar duce la o stabilitate pentru că am avea un guvern cu o majoritate în spate în Parlament și cu o viziune de cel puțin 4 ani de zile și abia din momentul acela putem începe să discutăm despre cum se pregătește România să folosească fondurile europene, între altele, pentru că sunt multe alte lucruri care necesită stabilitate. Dar anticipate mai devreme de iunie, din câte am înțeles, nu pot fi făcute. Mai devreme de iunie nu pot fi făcute, dar e mai bine în iunie decât în decembrie, pentru că asta înseamnă că câștigăm 6 luni de zile de stabilitate și intrăm în vacanța de vară cu un guvern care e numit și care își începe treaba și care poate să pregătească o grămadă de lucruri. Deci înțeleg că nu vă gândiți la faptul că ar putea mai degrabă, ar fi mai bine să se pună acum un guvern cu puteri depline până care să ducă țara până la alegerile din decembrie, poate ianuarie. Ce înseamnă puteri depline? Se poate să dea ordonanțe de urgență. Când nu ai, dar nu poți guverna cu 10 de ordonanțe de urgență. Când nu ai o majoritate în Parlament, acela nu e un guvern cu puteri depline. E doar pe hârtie cu puteri depline, pentru că o instabilitate în Parlament duce la populism. Și ați văzut ce votăm. Legi, ba să scadă taxele pentru jurnaliști, ba să mai crească pensiile și salariile. Nu spune nimeni de unde trebuie să luăm bani, cum facem să stimulăm investițiile, cum creăm noi locuri de muncă, ci doar dă și împarte în stânga-dreapta, că doar nu dă de la ei și guvernul trebuie să vină să clarifice lucrurile astea. Ăsta nu e un guvern cu puteri depline decât pe hârtie. Un guvern cu puteri depline e un guvern cu majoritate în Parlament și în condițiile actuale, singurul mijloc de a avea o majoritate clară în Parlament sunt alegerile directe. Pentru că altfel vedeți cum se tot târguie. Pro-România baie în opoziție, baie din nou refuzionează cu PSD-ul. Deci asta nu e stabilitate. Ați atins întreagăt așa un subiect. N-aș vrea să vă adresez o întrebare pro-domo, că sunt și eu în cauză ca jurnalist. Sunteți împotriva sau pentru acea scutire de taxe pentru jurnaliști? Sunt împotriva oricărei scutiri de taxe sau de pensie specială care nu e justificată și nu e argumentată. Și vorbind de acest proiect de lege, am auzit de altfel chiar din partea unor confrați de-ai dumneavoastră, spunând că nu se justifică, pentru că ea n-a fost explicată, n-au fost prezentate argumentele. E impresia că
PSD-iștii ăștia, ei cred că dacă ei așa lucrează, domnule, suntem la putere și dacă putem, hai să ne dăm avantaje, ca să le închidem gura celorlalți sau să-i culpabilizăm, hai să le dăm și lor câte un pic, că așa să nu se mai poate zice de ce noi ne luăm pensii speciale sau de ce noi canalizăm bani într-o direcție sau alta. Ăsta e modul în care PSD-ul a guvernat și asta n-are nimic de a face cu un interes sau cu o grijă a PSD-iștilor pentru jurnaliști, ci un mod de a-i culpabiliza și de a-i lua de partea lor. Domnule Cioloș, alegeri anticipate, alegeri anticipate legislative, alegeri la termen locale, toate acestea se suprapun pe procesul dumneavoastră intern al Plus și al USR de fuziune pe care l-ați declanșat, adică ați declanșat discuțiile. Nu, e invers. Pentru că avem acest proces de pregătire a alegerilor în care noi am decis să mergem împreună și am constatat că avem multe puncte în comun, că suntem complementari și că vorbind de acest proces de fuziune dăm mai multă claritate celor cărora le cerem sprijinul. Din acest motiv vorbim de fuziune, pentru că de facto fuziunea aceasta se va petrece după alegerile parlamentare. N-are cum să se petreacă înainte, procesul juridic. Dar pregătirea trebuie să înceapă și noi trebuie să fim foarte clari cu susținătorii noștri că nu suntem competitori în alianță între Plus și USR, ci că suntem parteneri și că vrem să construim același un proiect politic comun. Pentru că dacă vom fi în situația să guvernăm cu alți parteneri, cu PNL-ul de exemplu, e foarte important ca noi să fim aliniați de la început și să clarificăm și să eliminăm toate potențialele asperități care pot să apară dinainte din diferite motive. Că, vedeți, în politică trebuie să o recunoaștem. Sunt ego-uri și lucrurile astea trebuie puse pe masă. Ce ego-uri și ce asperități sunt acum între Sunt acum, de exemplu, discuții despre cum împărțim listele, care e mai vechi în politică, care e mai nou, care e mai competent. Discuții despre liste din negocierea privind fuziunea sau sunt chestiuni separate? Nu, noi trebuie să fim clar și asta a fost propunerea pe care eu am făcut-o și în fața partidului A+, și în fața Alianței, că tocmai pentru a avea o discuție așezată și sănătoasă pe liste, pentru a fi foarte clar că cei care vor fi pe liste, indiferent că acum sunt de la Plus sau de la USR, vor face echipă în viitoarele consilii locale, în viitoarele consilii județene, că primarul, indiferent că va fi un candidat de la Plus sau de la USR, va fi un primar care va reprezenta alianța și viitorul partid, tocmai pentru ca lucrurile astea să fie clare, am propus să discutăm și despre fuziune pentru ca listele astea să fie făcute în acest spirit. Că nu le facem acum ca să ne împărțim o bucată, ci ca să punem în comun niște lucruri. Domnul Stelian Ion, dacă nu mă înșel, de la USR, spunea că practic USR-ul ar trebui să aibă mai mulți oameni pe liste la legislative, pentru că este, în primul rând, este un partid parlamentar, este mai mare, are organizații de mai mult timp. Dumneavoastră ce credeți? Noi am ajuns la concluzia împreună, de altfel, că prima etapă, cea mai importantă în procesul ăsta, este să încurajăm filialele județene să discute și să se pună de acord. Și avem deja filiale județene ale Plus și USR care au ajuns la un acord. Și sigur, când după ce au ajuns la un acord și facem un calcul, vedem că un partid poate să aibă mai mult reprezentanți decât celălalt pentru că a avut mai mulți candidați, pentru că toți ceilalți au considerat că sunt candidații cei mai buni și important e ca noi să putem justifica și argumenta de ce noi susținem candidații aia, nu că unii sunt dintr-o parte sau din alta. E un proces natural să fie mai mult dintr-o parte decât din cealaltă, pentru că nu o să căutăm să fie o egalitate matematică atâta timp cât negocierile sunt și discuțiile sunt în jurul unor oameni care au competențe, care au un anumit profil și care trebuie să aducă voturi, trebuie să câștige încrederea. Vom vedea la sfârșit, o să facem un calcul. O să facem un calcul, nu asta e important acum. Încă o întrebare, dacă mai permiteți, domnule Cioloș. Este această discuție la Primăria București între candidatul dumneavoastră, domnul Voiculescu, și candidatul susținut de USR, domnul și fondatorul USB, practic, domnul Nicușor Dan. Cum a mai rămas? Pentru că dumneavoastră ați ridicat problema faptului că domnul Nicușor Dan nu este membru al USR și nu ați avut acea înțelegere să susțineți un
independent sau... Nu mai revin asupra poveștii. Nu am spus că nu avem înțelegere. Am atras doar atenția că una e să fii independent susținut de un partid și alta e să fii candidatul unui partid. Doar asta ca să ne asumăm în cadrul alianței că în cazul în care vom susține un independent, indiferent cum se numește el și în ce oraș va candida, pe listele de primar vom avea un independent cu sigla lui și cu numele lui și nu sigla partidului. Atât. Și am încheiat subiectul acesta. Acum e foarte clar, candidatul susținut de USR e Nicușor Dan, candidatul propus de Plus e Vlad Voiculescu. Amândoi au un background în spate, au un trecut, o experiență pe care o duc, o pun pe masă, au o viziune. Important acum e să alegem candidatul cu cele mai mari șanse de a avea susținerea bucureștenilor și de a putea mobiliza susținătorii noștri a Alianței USR Plus ca să facă campanie pentru ei. Și de unde știți și, că păi am început deja discuții, l-ați văzut. Cei doi au început deja să discute, să pună pe masă lucrurile pe care le propun și vom stabili o procedură comună care va selecta la momentul oportun candidatul. Eu cred că în maxim 2 săptămâni vom fi în situația să avem claritate despre modul în care candidatul va fi selectat, un mod care, într-un fel sau altul, îi va implica pe susținători. Noi am propus alegeri primare, tocmai pentru că nu avem alegeri decât într-un singur tur și atunci am zis, facem noi un fel de alegeri preliminare în care să vedem care e candidatul cu cea mai mare susținere. Pentru că nu mai e vorba aici doar de candidatul USR Plus, noi ne-am dorit să avem un candidat comun al întregii opoziții. Pentru că dacă mergem în alegerile locale cu un singur tur de scrutin pentru primari, cred că e foarte important la București să avem un candidat comun și cu PNL-ul. Și atunci, cu atât mai mult, e important ca noi să ne stabilim în alianță USR Plus candidatul comun cât mai repede. Și ultima întrebare, nu o mai rețin, pentru că ne aflăm la Strasburg și dumneavoastră sunteți coleg, membru în aceeași familie politică cu președintele Franței, cu domnul Macron. Cum vedeți noastră această așa numită apropiere a președintelui Macron de Rusia și de... Eu n-am văzut nicio apropiere sau nicio poziționare a președintelui Franței care să fie împotriva deciziilor care s-au luat la nivel european. Și aici să fie foarte clar, grupul Renew nu este doar grupul Franței, dar include și delegația partidului En Marche, care l-a susținut pe președintele Macron ca președinte al Franței. Președintele Macron este în primul rând președinte al Franței, eu sunt liderul grupului Renew, care reunește reprezentanți din 22 de state membre și din 33 de partide. Până acum n-am găsit incompatibilități majore între pozițiile pe care le-a luat președintele și pozițiile pe care le avem noi în grup. Când sunt diferențe de opinie, ne exprimăm fiecare opinia și fiecare ia decizia în instituția în care e mandatat să o facă. NATO este moarte cerebrală, brain dead. Asta a fost afirmația dânsului. Întrebați-l pe dânsul să vă explice. Eu nu sunt purtătorul de cuvânt a președintelui Macron, eu sunt purtătorul de cuvânt a grupului Renew și poziția grupului Renew e foarte clară și legat de extinderea Uniunii Europene, suntem susținători, și legat de relații dintre NATO și Uniunea Europeană, unde pe politica de apărare trebuie să existe o colaborare, o cooperare între NATO și Uniunea Europeană. Și pe alte subiecte, președintele Macron e președintele Franței și reprezintă Franța și în NATO, și în Consiliul European, și în orice alte instituții. Și partidul En Marche are reprezentanți în grupul Renew și până acum n-am avut probleme de lipsă de aliniere cu reprezentanții partidului En Marche. Vă mulțumesc, domnule Cioloș. Mulțumesc și eu.